Pace, bună dimineața și bine v-am găsit! Dragi frați și surori, stimați prieteni, avem parte de o duminică liniștită, poate prea liniștită. Ne bucurăm de o nouă zi de viață. Ne bucurăm de experiența cu care Dumnezeu a împodobit înțelegerea pe care o avem astăzi despre lume, despre viață, despre Dumnezeu, eternitate. Este un har pentru mine să revin în mijlocul dumneavoastră. Am avut data trecută o experiență foarte frumoasă și am răspuns cu bucurie invitației de a reveni. Mă duc salutări din partea familiei mele, din partea bisericii de unde eu vin, Biserica Betania din Chicago, din partea păstorilor noștri. Probabil că aveți acolo cunoscuți, rude, prieteni. Aseară am avut o întâlnire foarte frumoasă cu tinerii. Și sperăm din suflet Dumnezeu să onoreze căutarea noastră și sărbătoarea noastră să fie în mijlocul nostru și Duhul Sfânt să ne cerceteze. Noi suntem oameni și suntem fragili, suntem vulnerabili și limitați și indiferent cine este omul care stă în fața noastră, este doar un muritor. Nădejdea noastră trece dincolo de capacitățile omenești, de pregătirile oamenilor, și atârnă de dragostea lui Dumnezeu. El ne cunoaște într-un mod profund, El ne iubește, El a investit în noi. Suntem astăzi aici pentru că Dumnezeu există. Probabil că ne-am fi odihnit dacă nu credeam în Dumnezeu, cine știe pe unde eram fiecare, dar ne-am strâns aici ca să ne închinăm și să-L căutăm pe Dumnezeu. Vrem să-I mulțumim pentru binele care ni l-a făcut și vrem să căutăm soluții la problemele pe care le avem. Noi organizăm conferințe de familie nu pentru că suntem niște oameni falimentari, dar organizăm conferințe de familie pentru că vrem să învățăm mai mult. Așa cum în toate domeniile vieții vrem să creștem, tot la fel și în viața noastră spirituală, în viața noastră de familie, vrem să eliminăm slăbiciunile, greșelile, vrem să înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu cu privire la această dimensiune scumpă și dragă nouă. De aceea vreau să vă fericesc pentru că faceți parte dintr-o biserică care investește mult în lucrul acesta. Eu călătoresc mult și văd tot felul de oameni, tot felul de biserici, de la excelență până la mediocritate. Și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica dumneavoastră, pentru fratele păstor, pentru echipa care este alături și pentru viziunea pe care o are și pentru viziunea pe care o aveți. Lucrul acesta vă expune în mod constant să cunoașteți alți și alți oameni ai lui Dumnezeu, să ascultați tot felul de perspective cu privire la viața de familie sau cu privire la alte subiecte biblice, teologice, practice. Și asta vă ajută foarte mult. Ignoranța este unul dintre marile probleme. Aduceți-vă aminte că în Faptele Apostolilor, capitolul 19, apostolii se întâlnesc cu un grup de ucenici ai lui Ioan și îi întreabă, voi când ați primit credința, când ați crezut, ați fost botezat cu Duhul Sfânt? Și oamenii aceștia răspund, noi nici măcar n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Vedeți ignoranța lor, deși erau ucenicii lui Ioan, erau băieți de treabă, ignoranța lor cu privire la o anumită chestiune din contextul vieții spirituale i-a făcut să stea departe de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și noi continuăm să învățăm, să cunoaștem mai mult, pentru că dacă cunoaștem, avem posibilitatea să aplicăm ceea ce cunoaștem. Îi mulțumesc fratelui păstor pentru invitația care mi-a adresat-o, îi mulțumesc pentru ospitalitate, vă mulțumesc dumneavoastră. Încep să-mi fac prieteni aici, lucrul acesta mă face să mă simt mai confortabil, să plec cu amintiri plăcute și să revin dacă voi mai avea ocazia. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură și apoi, în această primă sesiune a conferinței de familie, să spun câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat în sufletul meu. O să plec de la un pasaj din Scriptură destul de cunoscut. Apostolul Petru, știți bine că în prima sa epistolă, în capitolul 3, folosește 7 versete ca să se adreseze familiștilor, sau mai bine zis bărbaților și femeilor care trăiesc în familie. De fapt, noi toți trăim într-o familie de când ne naștem până murim. Mai întâi avem statut de copii, apoi de adolescenți, de tineri, apoi ne facem propria noastră familie, devenim părinți,
Dacă Domnul ne dă sănătate și zile, devenim bunici, poate chiar străbunici. Dar toate aceste roluri, ele sunt în cadrul familiei. Eu n-am nicio șansă să vă surprind spunându-vă noutăți, pentru că noi toți trăim toată viața într-o familie. Însă scopul nostru nu este să spunem noutăți care impresionează, ci să spunem principiile lui Dumnezeu pe care trebuie să le aplicăm fiecare în contextul în care ne aflăm. Apostolul Petru, în aceste 7 versete pe care urmează să le citesc împreună cu dumneavoastră, 6 dintre ele le consacră să se adreseze femeilor. Viața unei femei este mult mai colorată, mai complexă, mai holistică decât a unui bărbat. Viața unui bărbat este mai simplă, mult mai simplă. Așa că bărbaților el consacră un singur verset, cel cu numărul 7. Este un verset însă foarte profund, ca și celelalte 6. Aș vrea să vă rog frumos să-mi permite să vă cer să vă ridicați. Pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu. Deci, 1 Petru, capitolul 3, versetul 1 până la 7. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curățirea nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Doamne, în liniștea acestei dimineți, te căutăm pe Tine ca să ne închinăm, pentru că Tu ești Creatorul, Mântuitorul și Domnul nostru. Îți mulțumim pentru odihna din timpul nopții, scurtă sau lungă, așa cum a fost, și îți mulțumim pentru această zi frumoasă. Îți mulțumim, Doamne, pentru părtășia noastră, fiind aici sute de oameni mântuiți, copiii Tăi, familia Ta spirituală. Doamne, Te rog, atinge-Te de noi. Doamne, Te rog, deschide-Ți mâna să picure undele în proaspăt, cu soluții peste problemele noastre, cu bucurie și mântuire. Îndură-Te de copiii noștri, de nepoții noștri, de casele noastre. Doamne, venim cu tot ce ne-ai dat înaintea Ta și ne închinăm. Tu ești bucuria noastră, tu ești viitorul nostru, Doamne. Binecuvântat să fii Tu în veci. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câte ceva despre viața de familie, sub titlul Protest împotriva lunii de miere. M-am gândit împreună cu fratele păstor să punem un titlu care să creeze oarecum o direcție a discuției noastre și am plecat de la această afirmație care este prezentă în toate culturile, luna de miere. Gândiți-vă că dacă o familie are 50 de ani de experiență în viața de cuplu, asta presupune 600 de luni. Dacă doar o lună de miere din cele 600 de luni este de miere, celelalte din ce pot fi? Gândiți-vă că sunt 599 de luni care sunt de altceva. Nu vi se pare că totuși e prea puțină miere? Mierea este sănătoasă, este dulce, este dorită, mierea este bună. Întotdeauna este prea puțină. De fapt, toate lucrurile bune și frumoase sunt puține. Ce e mult, niciodată nu-i bun. Chiar dacă un lucru este bun, când e prea mult, te saturi de el.
când lucrurile sunt puține, de pildă dacă Crăciunul ar fi o dată pe an, pe lună, n-ar mai avea aceeași frumusețe ca atunci când e o dată pe an. Lucrurile rare, scurte, puține, ele sunt de dorit. Ne plictisește ce e mult, ce e în fiecare zi. Creează rutină și banalitate. Dar când este un Crăciun odată în 12 luni, o înviere sau o aniversare, o zi de naștere, facem din ea o mare sărbătoare. Însă familia este în fiecare zi și în fiecare noapte. Și din nefericire se creează banalitatea, rutina și obișnuința. Un fenomen extrem de nesuferit este faptul că suntem mai atenți, mai politicoși, mai amabili, manifestăm mai multă curtoazie și prietenie cu oamenii de din afara familiei noastre decât cu cei din familie. Trebuie să acceptăm cu toții, înainte să ne căsătorim, când curtam fata cu care urma să ne căsătorim, eram extrem de politicoși, pentru că aveam interesul să îi câștigăm prietenia și să devenim soț și soție. Sigur că vreau să o impresionăm, drept pentru care ne ascundeam defectele și ne puneam în față, pe tarabă, cum puneau țăranii când veneau la piață roșiile alea mai mari și mai frumoase și mai nestorcoșite în față, și în spate erau și celelalte, că ce era să facă cu ele. Ei, tot la fel și noi am procedat și fata beata a crezut că noi așa vom fi întotdeauna. Dar sigur că noi ne-am atins interesele, am intrat în familie, ne-am luat cu treaba, a trecut timpul, ne-am mai supărat, ne-am mai împăcat, ne-am mai obișnuit, ne-am mai săturat unul de altul și uite așa am ajuns până astăzi. Eu am 40 de ani și jumătate de căsătorie și dumneavoastră mai mult sau mai puțin și astăzi suntem aici pregătiți să ne gândim la fenomenul ăsta. Să ne gândim la această viață de cuplu care, din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă experiență din viața omului. Dar, în egală măsură, este cea mai grea experiență din viața omului. Pentru că nicăieri nu suntem mai expuși, nu ne facem mai vulnerabili, nu există mai multă exigență, pretenții și așteptări ca și în familie. Nimeni nu-și permite să-mi ceară atâtea lucruri cât îmi cere Carmen, soția mea. E toată ziua în capul meu. Cum ajung acasă, are o listă cât caietele de matematică din lumea asta, cu nevoi, cu sugestii și cu tot felul de alte lucruri pe care nu le mai spun. Intenția mea este, sub titlul acesta, protest împotriva lunii de miere, să vorbesc mai întâi despre cauze în prima sesiune și apoi despre soluții. Când vorbesc despre cauze, încerc să pun în evidență de ce se micșorează cantitatea de miere și poate că e borcanul gol de mult, iar în a doua sesiune, adică după masa de prânz, o să vorbesc despre soluții, adică ce șanse avem să umplem borcanul de miere și nu doar să-l umplem, să-l păstrăm plin. Sigur, este o discuție ceea ce facem noi, oricât de practic aș încerca să fiu, până la urmă sunt tehnic, dar dincolo de vorbe, fiecare dintre noi avem o experiență și vom culege ceea ce credem că este de folos pentru noi. Încep prin a vorbi despre importanța căsătoriei și anume despre faptul că influența familiei se realizează prin educație, influența lui Dumnezeu se realizează prin convertire și influența tovarășului de viață se realizează prin căsătorie. Ce vreau să spun este că noi suntem niște ființe influențabile și de când ne naștem până murim, asupra noastră se manifestă influența altor oameni, influență care ne modelează, influență care creează mentalitatea noastră despre lume și viață. Și prima instanță care ne influențează este familia, prin educație. Părinții încep să ne educe de când am apărut și ne tot fac în toate felurile, odată zâmbind, altă dată încruntându-se, mai pun mâna pe, eu mai știu ce, pe onuia, ne mai pedepsesc. În general, ei au intenția să ne modeleze și din punctul lor de vedere să ne educe, învățându-ne ceea ce este bine.
Dar la un moment dat noi devenim adolescenți tineri și ieșim de sub autoritatea părinților. Noi înșine devenim părinți sau cel puțin căsătoriți și dintr-o dată ajungem în a doua fază de influență. Prima fază este influența părinților prin educație. Cea de-a doua fază este influența lui Dumnezeu prin convertire. Noi ne convertim când devenim adulți. Evanghelia lui Dumnezeu poartă mesajul iertării, al împăcării și al perspectivei eternității. Și atunci noi ne convertim, însă prin convertirea aceasta noi ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu și suntem influențați de cuvântul său și de Duhul său. Iată dar o a doua etapă unde suntem influențați de altcineva. Prima, ne influențează părinții prin sistemul de educație al familiei. A doua fază ne expune în fața lui Dumnezeu și suntem influențați de El prin convertire și prin maturizare. Însă a treia și sigur ultima fază de influență este căsătoria. Aici suntem influențați prin căsătorie, adică ne unim destinul cu o persoană de gen opus pe care o iubim și care ne iubește și ne influențăm unul pe altul. Da, să știți că oamenii sunt de multe feluri, oamenii se împart cel puțin în patru categorii din punct de vedere temperamental și primele două tipuri temperamentale sunt extrovertite, următoarele două sunt introvertite. Așa se face că colericii și sangvinicii sunt mai influenți decât flegmaticii și melancolicii. Dar indiferent ce tip temperamental avem noi și indiferent cât de ce personalitate avem, mai puternică, mai dominantă sau poate mai retrasă, mai timidă, mai cu minte, fiecare dintre noi ne influențăm unul pe altul. Opinia mea personală este că femeile sunt mai influente asupra bărbaților decât bărbații asupra femeilor și nici nu știu dacă e bine sau e rău, dar știu că e real. Și atunci când vorbim despre lucrurile acestea, vorbim despre faptul că nu este rău să ne influențăm unul pe altul, însă este rău să încercăm să ne schimbăm unul pe altul. De ce e rău? În primul rând este rău pentru că nu-i posibil. Este imposibil ca cineva să poată schimba pe altcineva. Ceaușescu a avut o armată și o securitate foarte puternică și a încercat să schimbe oamenii. Și ne scoteau pe stradă, pe strada pe care el trecea când vizita orașele noastre sau fabricile în care lucram și eram aduși acolo cu forța, stăteam pe marginea drumului și strigam, spuneam tot felul de lozinci, băteam din palme, zâmbeam, însă uram timpul ăla pentru că noi nu credeam în ce făceam, dar eram constrânși să facem asta. El n-a reușit să ne schimbe. Și dacă poliția sau școala sau tot felul de alte instituții încearcă să ne schimbe, nu-i posibil, până omul nu vrea el personal să se schimbe, nu te poate schimba nimeni. De 40 de ani sunt cu Carmen și am vrut mai ales în primii ani ai căsătoriei să o schimb, crezând eu că e nevoie. Și n-am reușit să o schimb deloc. Adevărul e că nici ea n-a reușit prea mult să mă schimbe pe mine, dar omul se schimbă când vrea. E o mare prostie să încerci să schimbi partenerul, pentru că nu creezi decât ceartă, tu ești frustrat, iar el este nemulțumit pentru că îi te urci în cap, îi iei libertatea și vrei să-l faci un mic tu. Vrei să, dacă ești femeie, vrei să-l faci de fapt o femeie, că altceva ce să-l faci, că nu știi să-l faci altceva. Și invers. De aceea, când vorbim despre căsătorie, vorbim despre două etape foarte largi. Vorbim despre perioada de curtare și despre perioada de construcție a căsătoriei. Curtarea este procesul în care un băiat se apropie de o fată, prietenesc, se logodesc și se căsătoresc. Și când se căsătoresc, etapa de curtare se încheie. Băiatul a pus mâna pe fată, amândoi sunt soț și soție și de la nuntă încolo începe construcția căsătoriei. Marea problemă este că nu putem construi decât cu materialul de construcție pe care l-am obținut în perioada de curtare. Dacă te-ai căsătorit cu o fată leneșă, atunci vei construi alături de o fată leneșă sau de un băiat leneș. Dacă te-ai căsătorit cu un băiat cu minte, înțelept, un băiat educat, un băiat care are
o viziune de viață. Atunci vei avea niște materiale de construcție bune. Dar dacă nu ai cercetat bine lucrurile și te-ai căsătorit fără să fii atentă și pur și simplu te-a împins emoția, atracția fizică sau cine știe, sunt o grămadă de posibilități. Dintr-o dată te trezești că vrei să construiești, dar ai niște materiale de construcție de mâna a doua. Partenerul pe care ți-l alegi devine materialul de construcție cu care îți construiești căsătoria. Dacă te căsătorești cu un nebun, atunci ce poți construi? Tot ce construiești poartă semnul nebuniei. Dacă te căsătorești cu un om sănătos, și când spun sănătos nu mă refer din punct de vedere medical, ci mă refer la calitatea persoanei cu care te căsătorești. Să fim sinceri, îți iei o mașină de 200 de euro, te bucuri, bă, ce mașină ieftină mi-am luat. Da, mai ai dreptate, e ieftină, dar e și vai de ea. Nici nu știu dacă te duce până la prima intersecție. E tot la fel și cu căsătoria. Nu poți să-ți faci căsătoria mai bună decât partenerul pe care ți l-ai ales. Curtarea dă valoare căsătoriei. Pentru că degeaba vrei să construiești bine dacă materialele sunt vechi, sunt vai de ele, nu-s bune. Nu poți să-ți ridici nivelul căsătoriei dincolo de partenerul pe care ți l-ai ales. Pentru că dacă e o persoană certăreață, veșnic vă veți certa. Dacă este o persoană risipitoare, mereu o să te împrumuți de bani. Dacă e o persoană de-aia care pufnește ca motanul toată ziua, nu-mi paci nici cu soarele de pe cer, tot timpul vei întârzia să vii acasă. Că e mai frumos la lucru decât acasă. Și ce să faci? Că să divorțezi? Nu e o soluție. De aceea e prea târziu să vă spun acum despre lucrurile astea, că deja curtarea s-a încheiat de mult și suntem în construcție. Domnul să binecuvinteze construcția. Mă gândesc că ar fi bine să mă întorc doar pentru o clipă și să spun că și perioada aceasta de curtare se realizează prin două metode, prin atracție sau prin compatibilitate. Fiecare dintre noi am folosit una dintre aceste două metode. În general, băieții se uită la atracție, pentru că ei sunt foarte sensibili la stimularea sexuală. Îngăduiți-mi să folosesc cuvântul ăsta, că nu pot să spun asta fără să folosesc cuvintele pentru asta. În general, există posibilitatea să curtezi datorită atracției sau datorită compatibilității. Atracția folosește îndrăgostirea, folosește emoția, pasiunea. Dar atracția, să știți că este sexuală. Și în general băieții își aleg fete în funcție de frumusețe. Se uită la buze, la ochi, la sâni, la picioare, să nu intru în detalii. Dar e poveste răsuflată, toți înțelegem fenomenul, n-aveți nevoie de explicația mea. Dar în general la mijloc este atracția. Și când vine pasiunea asta, ce înseamnă pasiunea asta? Îndrăgostirea, să știți că nu este dragoste. Îndrăgostirea este o pasiune. Este acțiunea unui hormon care te împinge în căsătorie, în perpetuarea speciei. Dragostea este o alegere, este ceea ce vrei să-i dai partenerului, fără să simți neapărat ceva. Ceea ce simți vine în perioada îndrăgostirii și după ce se consumă actul intim. Specialiștii spun că maxim 2 ani, hormonul ăsta se retrage, exact cum se retrage hormonul de creștere. Noi creștem până când hormonul ăsta se dezactivează, că altfel ieșim în tavan. Ei, tot la fel, hormonul îndrăgostirii apare, te aruncă în brațele unei fete și a unui băiat, te căsătorești, trece luna de miere, mai trece ce mai trece și ăsta începe să se retragă și începi să te simți. Adică încep să simți tot mai puțin ce simți. Până când nu mai simți mare lucru. Devine așa un fel de afacere unde ne creștem copiii, tu te duci, te întorci, ia la fel, ne pupăm mai rar, rămâne totul așa câteodată pe săptămână, de două, de trei ori, nu mai știu ce mai facem. Dar în general, romantismul,
frumusețea aia, strălucirea, emoția aia adâncă pe care am experimentat-o la început, mai ales înainte de căsătorie, că știți ce vrea omul să aibă, ce nu are, iar după ce are, vrea să aibă ce nu are. Numai gândiți-vă ce complicat este în căsătorie treaba asta. Nu vreau să intru în detalii, că nu face parte din subiectul meu. Poate că ar trebui să continui și să mai spun faptul că există posibilitatea să intri în căsătorie prin compatibilitate. Adică nu experimentezi atracția aia, adică chimia aia care pur și simplu te... Nu mai poți să mai dormi, nu mai ți-e gândul la nimic. Și când treci prin faza aia, crezi că așa o să fie toată viața. Vă imaginați câtă naivitate? Dar sunt alții care nu experimentează atracția asta foarte profundă, însă ei și aleg rațional partenerul și se gândesc așa: Doamne, eu am nevoie de o fată, așa, 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 așa. Și se uită în adunare și zice: cam fata aia ar fi așa. Și se duce, vorbește cu ea, se întâlnesc, prietenești, se căsătoresc. Nu există emoția aia ieșită din comun. Nu au fluturi în stomac. Ei se căsătoresc pe baza compatibilității. Adică fata e cu minte și spune: eu vreau o fată cu minte. Fata e frumușică și el spune: mă mulțumește, asta e fata pe care o vreau. Pentru că el se potrivește cu ea și rațional el și alege o fată. Căsătoria asta e mai sigură decât prima, dar nu e atâta emoție și fluturaș. Nu știu cum e mai bine, probabil că ar fi bine amândouă, dar numai în cer vor fi amândouă. Aici e una dintre ele sau niciuna. Atunci când vorbim despre căsătorie, mă gândesc că ar fi bine să introduc o a doua idee, pe lângă curtare și construcție. Să introduc ideea faptului care vorbește despre fazele căsătoriei. Când vorbesc despre fazele căsătoriei, mă refer la faptul că căsătoria începe cu faza de încântare. Ăsta e timpul viselor, a idealurilor, a emoțiilor, a începutului. Orice început e frumos. Există o lună de miere în căsătorie, există o perioadă de miere în pocăință. Tot vorbim noi despre dragostea din tâi. E, dragostea din tâi e luna de miere, de fapt. Numai că se spune altfel în pocăință, că dacă spunem lună de miere, sună straniu. Luna de miere se potrivește mai bine pentru relația de căsătorie. Dar căsătoria începe cu faza de încântare. Ești încântat că nu o cunoști. Și când începi să o cunoști, o cunoști bine, încântarea cam pleacă. Dar nu e vorba de bărbat cu femeia. E vorba de oricine cu oricine. Eu nu vorbesc acum despre soț sau despre soție. Eu vorbesc despre soț, despre amândoi. Chiar dacă zic el, ori de câte ori zic el, este și ea. Și ori de câte ori zic ea, este și el. Că nu există o condiție de superioritate. Ei amândoi sunt oameni, numai că un om e de gen masculin și un alt om e de gen feminin. Însă perioada asta a încântării este de încântare pentru că e în timpul cu mierea. E în timpul începutului, când ești curios, că nu știi cum e. Perioada aia a explorării creează uimire, creează așteptare, creează emoție, creează entuziasm, creează frumusețe. De pildă, te duci odată să vezi Niagara. Păi bă, frate, ești ochi și urechi, te împiedici uitându-te la Niagara. Dar dacă te mai duci a doua oară, te mai uiți așa, să vezi dacă tot acolo curge apa. Dar până la urmă, ce? E ca la robinet, decât că e apă mai multă. Dacă din întâmplare, să zicem că duci pe cineva acolo, mai duci a treia oară, păi nici nu scoți telefonul din buzunar să mai faci poze. Dar eu vă întreb, nu-i tot Niagara aia de prima oară? Da, dar nu mai suntem noi lângă Niagara prima oară. Dar ce s-a întâmplat cu Niagara? Nu mai are curiozități pentru noi. E răsuflată, e consumată. E un adevăr puțin mai jenant, dar la fel este și în căsătorie. Probabil că ar trebui să mai vă spun o idee, deși cu ideile astea fac să-mi consum timpul fără să mai mă întorc la subiect. Totuși e bine să vă spun despre lucrul ăsta. De fapt, nu să vă spun, ci să-l pun pe masă, că noi toți îl știm. Vorbeam puțin mai devreme de atracție. Atracția asta ar fi bine să o putem păstra toată viața, dar ea pleacă dacă a existat vreodată.
Știți când pleacă? Odată cu trecerea anilor. Pentru că oricât de mult ai vrea să fii romantic în căsătorie, până la urmă se creează rutina, obișnuința. Totul devine așa de cunoscut, se repetă la nesfârșit. Asta este, specialiștii spun că cam pe la 7 ani apare monotonia în căsătorie. Maxim 7 ani. Eu vă întreb, ce facem cu căsătoria după 7 ani? Știți ce fac oamenii din lume? Aduc o nouă lună de miere. Dar cum? Aducând un alt partener, numit amantă sau oricare altă persoană o aduci în căsătorie, în viața ta, din punct de vedere sexual, începe o nouă lună de miere. De aceea oamenii curvesc, dacă îmi permite să folosesc exemplul clasic. Pentru că ei s-au săturat de rutina căsătoriei și frumusețea de soție, care la început era luna după cer, a devenit banală. E frumoasă, dar el nu mai vede frumoasă. Vecinul o vede frumoasă, dar el, soțul, nu mai vede frumoasă. Puteți să suferiți discuția asta? Și un bărbat e tentat să se uite după o altă femeie care e nevasta la altul, iar ăla e tentat să se uite după nevasta la ăsta. Noi suntem tentați tot timpul să ne uităm după ce e nou, după ce e proaspăt, după ce nu e al nostru. Omul vrea să aibă ce nu are, nu ce are. Tot timpul rochia la altă femeie mai frumoasă decât a dumitale, tot timpul BMW-ul la altul sau Mercedes-ul sau mașina, indiferent ce gen de mașină ai, tot timpul altul e mai frumoasă. Știți că iarba din curtea vecinului este mai... De ce suntem așa? Că așa suntem. Pe noi ne impresionează un lucru pentru o lună. Ce se întâmplă cu căsătoria asta din care pleacă mierea? Ea rămâne o căsătorie statornică, dar lipsită de emoția aia care îți atinge papila gustativă, dacă îmi permite să fac o comparație. Ce se întâmplă cu cei care încearcă relații extramaritale? Ei găsesc dulceața aia, dar nu mai pot scăpa de vinovăție, nu-l mai pot avea pe Dumnezeu, trăiesc într-o minciună teribilă, tot timpul stau cu frica în sân că va afla partenerul și mai devreme sau mai târziu se află. Și începe circul și nenorocirea. Rămân copii fără părinți, există divorț. Observați cum din dorința de a avea din nou luna de miere ajungem să facem prostii. Fraților, noi toți știm că atâta timp cât trăim rămânem ființe sexuale. Omul este o ființă sexuală, omul e o ființă socială. Ei, sexualitatea noastră se va manifesta la fel indiferent de vârstă. Eu din curiozitate i-am întrebat pe oamenii bătrâni dacă ei mai sunt ispitiți să se uite după... Le atrage privirea o femeie când se uită pe stradă și trebuie să aibă grijă că altfel păcătuiesc. Nu să știți că este un adulter psihic. Exact cum spune Hristos, dacă cineva se uite la o femeie să o poftească, a curvit cu ea. Dar cum să curvească că e în costum, e cu mâinile în buzunar și e pe trotuarul celălalt și mai e și cu nevasta de mână? Păi simplu, el nu se uită la o femeie ca la un om, se uită ca la un obiect sexual. Toți bărbații de aici înțeleg ce spun. Și știți bine că lucrul acesta este una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem în contextul de oameni mântuiți. Frați dragi, spuneam că îi am întrebat pe oamenii bătrâni, mai există poftă, mai există ispita să te uiți, să poftești, să vezi altceva? Și a spus, cel puțin la fel ca în tinerețe, decât că nu prea mai poți să faci nimic, dar faci cu mintea acum, faci cu inima, faci cu sistemul tău hormonal. Asta înseamnă că toată viața vom fi hăituiți, terorizați de priviri interzise, de dorințe interzise, mulțumindu-ne doar că am văzut și ne imaginăm. Nu vreau să intru în detalii, o să plec de la subiectul ăsta și o să mă întorc la subiect, spunând faptul că
Succesul căsătoriei este potrivirea. Aceasta este marele examen al maturității noastre, să mă potrivesc cu nevasta mea și să nu ne mai certăm. Că știți de ce ne certăm? Că vrem lucruri diferite. Și vrem să avem dreptate. Când noi ne maturizăm, există o fază a maturizării care e cam maximă și faza asta a maturității maxime se numește renunțarea la nevoia de a avea dreptate. Dacă ești aici o persoană care ești nemulțumită de calitatea căsătoriei dumitale și dacă ești dispus să faci orice ca să-ți meargă familia bine, dar nu știi ce să faci, eu îți spun în 30 de secunde ce trebuie să faci. Dar eu doar spun ce să faci, dar eu nu te ajut să faci, că n-am cum. Ce trebuie să faci este să renunți la nevoia de a avea dreptate. Eu m-am certat cu soția mea destul de mult în primii ani. M-am certat pentru că mi se părea că mi-a libertatea. Bărbații, soții, masculii au o mare problemă să nu cumva să-i conducă nevasta. Asta e cea mai mare frică a lor. Dar și femeia, cea mai mare frică a ei este că soțul nu o va proteja, nu va avea grijă de ea, o va lăsa singură și va face altceva. Dar și frica bărbaților este îndreptățită, că femeile în generația noastră se masculinizează, devin bărbați. Vor să conducă, vor să se impună, vor să fie viteze. De ce? Pentru că ideologia de astăzi le face pe femei independente. O femeie nu poate să devină independentă decât dacă se masculinizează. Că dacă rămâne atașată de soțul ei, trebuie să fie vulnerabilă, senzuală, fragilă, să fie femeie. Femeia e o floare, femeia e ceva frumos, dulce, delicat. Bărbații sunt casani, sunt duri, sunt rigizi, sunt vânători. Ei, când femeia vrea să devină independentă, trebuie să-și poarte singură de grijă și își pierde feminitatea. Și intră în concurență un bărbat de gen feminin cu un bărbat de gen masculin. Doi bărbați în aceeași familie. Amândoi au apucături masculine, dar numai unul e masculul. Dar și femeia, și ea vrea. Și de aici apare fiecare să bate cu armele lui. E, din motivul ăsta eu m-am certat cu Carmen în primii ani și am încercat să o schimb. Și n-am putut să o schimb. Și în general bărbații când se supără au două metode să-și manifeste supărarea. Să se închidă în ei sau să devină violenți. Când se închid în ei, tac, și nu mai zic nimic, se întorc cu spatele, probabil că doamnele știu mai bine decât mine treaba asta, deci se îmbufnează și nu mai vorbește. Și spune, lasă-mă în pace. Doarme cu spatele și nu-ți mai zice nimic, îl întreb și nu vrea să-ți răspundă. Această metodă pe care o folosește bărbatul, el o folosește că nu știe să facă altfel. Eu când o foloseam, aveam în mintea mea următoarea idee. Ei nu o să-i placă că stă așa singură și că femeile nu pot sta singure. Bărbatul are nevoie de femeie pentru 15 minute, 20, acum nu vreau să devin nepoliticos, dar nu știu cum să vă spun treaba asta altfel, așa că permiteți-mi, dacă nu vă place câteodată cum spun, să știți că nu din lipsă de respect nu o spun mai frumos, ci pur și simplu așa îmi vine să spun. Nu știu să o spun mai bine. Ei, dar femeia, la o femeie nu îi ajunge 15 minute, îi trebuie 24 de ore de relație. Nu vorbesc de relație intimă, ci de relație. Femeia are nevoie să fie cu soțul ei. Pentru ea, relația intimă nu e la fel de importantă ca pentru bărbat. Bărbatul vede căsătoria prin sexualitatea ei. Femeia vede căsătoria prin relația ei, prin prietenia ei, prin romantismul ei, prin a fi împreună. Asta nu înseamnă că nu sunt și femei mai înclinate înspre chestia asta, adică foarte potențiale la capitolul, cu multă potență sexuală, dar în general asta e problema bărbaților. Numai că la bărbați asta se rezolvă foarte repede. Marea problemă e că din 24 de ore, dacă scazi 15 minute, cu alea, cu celelalte 23 de ore și 45 de minute, ce faci? Ce-i dai soției în cele 23 de ore? Pentru că ea are așteptări. Ei, toate lucrurile acestea
creează anumite frustrări, anumite răni, anumite nemulțumiri. De aceea trebuie să ne gândim la lucrurile astea, cum să le rezolvăm. Spuneam că fiecare om este într-o oarecare măsură un univers plin de dorințe, cu o grămadă de așteptări și pregătit mai mult să primească decât să ofere. Aș vrea să introduc a treia idee. Aceasta a treia idee pune în evidență cauza. Spuneam că o să vorbesc despre cauze. Imaginați-vă o relație care funcționează și o relație care nu funcționează. Hai să ne oprim asupra relației care nu funcționează. Relația care nu funcționează s-o numim toxică, relație toxică. De ce există o relație toxică? Pentru că există oameni toxici și comportamente toxice. Haideți să dăm exemplu de un comportament toxic. Îți ironizezi partenerul, flegmaticii ironizează. Dumneavoastră știți, există colerici, ăștia sunt foarte rapizi, foarte agitați. Tot ce fac ei, foarte supărăcioși. Există sangvinici, ăștia sunt foarte sociabili și prietenoși. Există flegmatici, ăștia sunt miștocari și ironici. Ei tot ce spun, spun într-o simplă... Tot o ironie sunt. Și dacă ai un astfel de soț și nu-i atent, tot timpul vei avea impresia că își bate joc de tine și că nu te respectă. Și mai sunt melancolicii, care sunt oamenii aceia foarte sensibili și închiși. E genul de oameni de unde ies artiștii. E, indiferent cum stau lucrurile, un comportament toxic este un comportament care te dezonorează, care nu-ți oferă respect, care nu-ți oferă demnitate. Poate lenevia este un comportament toxic, irresponsabilitatea este un comportament toxic, violența verbală, lipsa de respect este un comportament toxic și pot să dau o grămadă de exemple. Această atitudine toxică creează o relație toxică. Eu am lucrat în combinatul chimic în Giurgiu, de unde vin eu ca și naștere, mai mulți ani, pentru că la vremea aceea aveam nevoie de apartament pentru mine și familia mea și combinatul chimic oferea apartamente pentru că avea un mediu de lucru periculos, expus la foarte multă chimie și te îmbolnăveai. Dar am acceptat să mă duc acolo pentru ca să am apartament. Acolo exista foarte multă toxicitate și trebuia să stai cu mască pe figură, dar cu mască din aia foarte urâtă, cum vedem noi prin filme. Și stăteai 8 ore, de fapt nu chiar 8 ore, că mai aveai pauză de masă, mai ieșeai un pic afară, dar stăteai într-un mediu extrem, extrem de toxic, care îți făcea rău, care te îmbolnăvea și în final te omora. Ei, în familie poate exista toxicitate, dar nu de genul acesta chimică, ci o toxicitate care vine din relație. Adică te-ai pus împreună cu cineva care se poartă foarte urât. Și nu la nivel de accident, ci la nivel de obișnuință. Din punctul ăsta de vedere, soții pot fi într-o relație toxică. Unul este soțul căpușă și unul este soțul resursă. Ce este soțul resursă? Soțul resursă este cel care oferă. Oferă resurse, oferă iubire, oferă iertare, oferă tandrețe, oferă compasiune, oferă prietenie, oferă. Soțul căpușă, știți ce e căpușă, nu? Care, știți, nu? Așa, ca să știu dacă știți sau nu știți, că dacă nu știți sunt în problemă, că nu știu să explic cum e căpușa, nici știu dacă am văzut, cred că am văzut una în viața mea, dar nu mai știu. În sfârșit, căpușa e vietatea aia care suge sângele. Îți suge sângele, vampiric, îți suge viața. E, există soți căpușă. Stă pe lângă resursă și trage din suzetă. Dumneata produci, dumnealui consumă sau dumneaei? Dumneata produci, dumnealui consumă, dumneata transpiri, dumnealui suge și ăsta e soțul căpușă sau soția căpușă. Nu uitați că, repet, nu vorbesc despre femeie sau despre bărbat. Vorbesc, chiar dacă mă exprim cu el sau ea, vorbesc despre soți. O familie toxică are acolo o căpușă. Dacă s-a amândouă căpușe, nu știu cum se numește familia aia. Dar nu știu dacă pot fi, probabil că pot fi și două căpușe, dar una e suficientă.
când este prezent acolo căpușa în soț sau în soție, celălalt va avea o viață foarte grea. Pentru că va ajunge să devină foarte nemulțumit, foarte frustrat și foarte neîmplinit sau neîmplinită. Căpușa nu știe că e căpușă și nici nu poți convinge că e căpușă. Pentru că ea nu știe, ea toată viața a făcut așa. Așa a fost cu mama și cu tata în familie, așa este pe undeva pe la lucru, se atașează de cineva și suge și la fel este în familie. Ei, nu mai imaginați-vă că o astfel de familie produce foarte multă toxicitate. Dacă un astfel de soț sau de soție este aici, cel care este resursă sau cel care este căpușă, imaginați-vă că ce sfat ai putea să le dai la oamenii ăștia? Cum ar putea un pastor să schimbe pe soțul căpușă sau pe soția căpușă? Nu poate să o schimbe, vine și îi dă ceva sfaturi, face o rugăciune și omul se duce acasă sau la biserică. Dacă căpușa rămâne acolo, cu cine? Cu resursa. Dacă ar fi știut în perioada de curtare resursa că se va căsători cu o căpușă, nu se căsătorea. Dar n-a știut. I-a zis maică sa, mă, dar el a zis, vezi de treabă, o iubesc, de-abia îmi controlez pulsul. Mă băiatul, mă fată, mă, taci din gură mamă și tată, tu ți-ai ales pe cine vrei, lasă-mă să pun mâna pe căpușă. Și reușește. Doar că apare relația toxică. Și rabdă cât rabdă și când nu mai poate să duce la păstor. Știți dumneavoastră câte mesaje primește un păstor, mai ales de la femei, pentru că soțul nu caută consiliere niciodată. El niciodată nu se duce la păstor să-i spună că nu merge. Poate odată la 1000 de ani un bărbat cere ajutor. Femeia este cea care cere ajutor întotdeauna. Tot femeia e și cea care, dacă acum avem telefoane, știm pe unde să mergem, dar la vremea care nu era GPS, te duceai cu hartă și făceai niște însemnări și dacă te rătăceai, un bărbat în viața lui nu poate să întrebe pe un alt bărbat, vrei, te rog frumos să mă ajut să-mi spui și mie că m-am rătăcit, pe unde să o iau? Un bărbat nu poate să facă treaba asta. De ce? Pentru că bărbații știu totul. Bărbații sunt orgolioși. Când un bărbat se oprește lângă un alt bărbat și întreabă, bă, pe unde să o iau că m-am rătăcit, știți ce spune el? Bă, deșteptule, eu sunt un... Și m-am rătăcit, dar dacă tu ești deștept, spune-mă și mie pe unde să o iau. Cam asta, cam așa privește un bărbat. Dar femeia, știi ce îi spune? Dă-mă geamul jos și întreabă pe omul ăsta cum să rezolvăm problema. Și când bărbatul aude asta, îl ia cu nerv la stomac. Cum să întrebe el pe alt bărbat? Păi el nu-i bărbat și el. E, femeia n-are jena asta, ea n-are nicio jenă. Eu când merg cu Carmen la aeroport sau pe unde mai mergem, transpir de 200 de ori. Ea întreabă, ea n-are nicio problemă. Ea pe oricine poate să întrebe orice. Eu nu, eu am etichetă. Eu am prezență. Nu pot chiar așa. Asta e istoria noastră a tuturor, indiferent că suntem pastor, strungar sau șofer sau ce vreți dumneavoastră. Dragii mei, mierea este mâncată de căpușă. Mierea este suptă de toxicitate. Pentru că ne căsătorim uneori cu persoane cu care nu ne potrivim și cu care nu ne înțelegem. Dar nu e vorba numai de neînțelegere, e vorba și de incompatibilitate. Imaginați-vă că există un soț care vrea relație intimă în fiecare noapte. Că sunt oameni care au o potență sexuală de genul acesta. Alții sunt în extrema cealaltă. Sunt pe minus, nu pe plus. Și dacă există o soție care are o potență sexuală mică și se căsătorește cu cineva care are nevoie de relație intimă în fiecare noapte, dumneavoastră imaginați-vă că până la urmă femeia aia e terorizată, iar el e nesatisfăcut. El îi bate obrazul că nu se ține de cuvânt, ea îi bate obrazul că o abuzează. Și incompatibilitatea asta ajunge să-l nemulțumească și pe unul că-i pe minus și pe unul că-i pe plus. Acum eu vă întreb, ce sfat le-ați dat la ăștia? Sigur că le-ați spune tu, bă, fii mai cu minte și ei fii mai necuminte. Dar el așa e din făcătură, că dacă e înalt, spune-i dumneata să fie mărunt. Și să vezi ce mărunt să face. Vedeți câte milioane de posibilități sunt ca o familie să devină toxică și când familia e toxică răsturnăm mierea la gunoi și borcanul rămâne gol.
Protest împotriva lunii de miere. Dar cu protestul ăsta ce vrem să realizăm? Cu protestul ăsta vrem să facem o viață de miere. Asta spune predica mea. Protest împotriva lunii de miere, pentru că ne dorim o viață de miere, nu o lună de miere. Dar cum să ne dorim o viață de miere, că după ce ne cunoaștem, după luna în care ne cunoaștem, începem să ne deranjeze toxicitatea din viața partenerului, ori datorită incompatibilității, ori datorită lipsei de educație, ori datorită lipsei de bun simț, ori datorită neasumării responsabilităților. Dom'le, unii sunt puturoși. Dacă sunt unele, e și mai complicat. Dar unii sunt puturoși. Și nevasta devine mama lui. Nu mai e mama să-i spună ce să facă și acum îi spune nevasta. Și spune, bă omule, dar eu nu-s mama ta. Tu te-ai căsătorit, ești adult, trebuie să-ți fac eu programul. Trebuie să spun eu să... Mai du-mă omule și tu gunoiul că ne mănâncă aici furnicile. Sunt bărbați puturoși. Asta nu înseamnă că nu sunt și femei. Sunt oameni puturoși. Și dacă ești o persoană mai harnică, mai curată, mai așa, mai militaroasă și mai apipiată, domne, păi te îmbolnăvești de nervi. Sunt oameni care pur și simplu cade bomba și nu zic nimic, stau liniștiți. Dacă e o persoană foarte, foarte harnică și se căsătorește cu unul din ăsta, păi la 30 de ani moare de nervi, se consumă ca bateria. Pentru că e prea mare deosebirea, e prea mare incompatibilitatea. Învățați-vă copiii să se uite la toate lucrurile astea. De când îi nașteți, învățați ce înseamnă să te însori. Nu-i suficient să-și iau una cu picioare frumoase sau cu buze. Că mai știți că acum se fabrică și buze și de toate. Nu vreau să devin ironic sau răutăcios, dar nu știu cum să vă spun ca să vă spun ce vreau să vă spun. Pentru că noi când facem lucrurile astea, le facem împotriva noastră. Noi avem impresia că păcălim viața. Nimeni nu păcălește viața. Fiecare se păcălește pe sine și poate mai nenorocește și pe unul. Dacă au copii, nenorocește pe mai mulți. Suntem nemulțumiți de o lună de miere, dar vă întreb, suntem pregătiți să plătim prețul pentru o viață de miere? O lună de miere este free. Viața de miere nu mai e free, trebuie... Ăștia de cu ața pune amenință că nu să mai fie gratis. Un euro pe lună. După aceea, știți secretul, să vi-l spun eu, o să fie 2 euro pe lună. Asta e prorocie, nu-i prorocie, e un fel de prorocie. După aceea o să fie 3 euro pe lună. Cam acolo ne ducem. E, o lună de miere, la început, e free, e gratis. Dar după aceea trebuie plătită. Cu ce trebuie plătită? Trebuie plătită cu răbdare, cu ceea ce spuneam puțin mai devreme, renunță la nevoia de a avea dreptate. Știți când am aflat asta? Cam după 20 de ani de căsătorie, poate mai bine de 20 de ani de căsătorie. Uitați ce înseamnă să renunți la nevoia de a avea dreptate. Când mă supăra Carmen cu ceva, mă duceam și îi spuneam ce mă deranja. Dacă veneam acasă și vedeam ceva ce nu e în regulă, îi spuneam, și nici astăzi n-ai făcut treaba asta. Și ea zicea, bine mă omule, din toate lucrurile pe care le-am făcut eu, că n-am stat jos deloc, tu singurul lucru pe care l-ai văzut e chestia asta care, uite, am uitat să o fac, și începea să plângă. Și eu ziceam, ce-i dragă de plâns, ce ți-am zis? Și ea se uita la mine și zicea, mă, nu te înțeleg. La început erai mai milos, erai mai înțelegător. Și eu spuneam, lasă-mă cu sensibilitățile tale în pace. Și mi se părea că vrea să mă exploateze, să mă șantajeze. Și se ducea în altă cameră și plângea și eu stăteam, bă, dar ce are bă asta de plânge? Ce are bă frate de plânge? Și cam așa se întâmpla. Într-un fel, în altul, ba de una, ba de alta, poate la dumneavoastră nu s-a întâmplat. Au trecut ani. Cu 13 ani în urmă a avut cancer, era la un pas să moară. În calitate de păstor am asistat la foarte multe mormântări și mormântările au fost una dintre marile mele lecții de viață. Astăzi, dacă intru în casă și găsesc ceva care nu-mi place, mă fac că nu-l văd, pentru că am două alternative. Să aplic dreptatea sau să-mi păstrez armonia.
este imposibil să aplici dreptatea și să păstrezi armonia, sau e imposibil să păstrezi armonia și să te concentrezi pe detaliile dreptății. Și pace și dreptate în același timp nu există. Există pace și o lași mai încet cu dreptatea, că familia dumitale nu-i tribunal. Sau, dacă vrei dreptate, pregătește-te pentru război. Că nici dacă intri pe ușă și îți găsești soția și ea spune: băi, dar de ce ai venit la ora asta? Păi, ție, nu mai mă iubește, silă să vii acasă? Și atunci zici: băi, femeia, ai chef de ceartă? Nici n-am intrat bine pe ușă, în loc să-mi dai ceva să mănânc, mai lua cu întrebările? Și într-o fracțiune de secundă v-ați luat de cap. Există miere aici? Nici vorbă, nici borcanul gol nu există, nu numai plin cu miere. Se întâmplă lucrurile astea și la dumneavoastră sau numai la mine? Nu-i nevoie să ziceți nimic, că scopul nu este să ne mărturisim în public. Am vrut să vă spun altceva. Un om, un bărbat sau o femeie care se maturizează pot ajunge la punctul la care renunță la nevoia de a avea dreptate. Dacă astăzi Carmen se supără pe mine cu un lucru, eu îi spun versiunea mea și spun: ascultă-mă un pic. Și în momentul în care vorbesc, foarte conștient încerc, chiar dacă sunt nervos în interiorul meu, voi vorbi exact așa cum vorbesc acum cu dumneavoastră, cât pot de încet. Și spun: ascultă-mă un pic. Și spun versiunea mea: uite ce s-a întâmplat, uite ce am vrut să fac, dar a ieșit așa. Și ea încearcă să-mi spună ce are de spus, probabil cu ton mai ridicat. Și eu nu mai spun nimic. Renunț la nevoia mea de a mă apăra, de a avea dreptate, de a-mi explica dreptatea, de a-mi impune dreptatea. Ca să poți să faci asta, trebuie neapărat să te maturizezi. Pentru că nu poți să faci asta dacă nu te maturizezi. Pentru că te simți umilit. Și poate chiar că ești umilit, te simți depășit, controlat, dominat, prostit, sub papuc. Trebuie neapărat să te maturizezi și să renunți la nevoia de a avea dreptate. Dacă ești aici și ești nemulțumit de familia dumitale, ești nemulțumit pentru că te ceri toată ziua și sigur celălalt e vină, nu suntem noi de vină, noi n-am fost niciodată de vină, poate înainte să ne naștem. Ei, dacă nu știi ce să faci, ascultă-mă și pe mine pentru 2 minute doar. Renunță la nevoia de a avea dreptate. Și când o să renunți la nevoia de a avea dreptate, o să începi să ai dreptate. O să fie pace, o să fie liniște. Niciodată Carmen nu a continuat să mai vorbească după ce eu am tăcut. Niciodată. Nici măcar o singură dată. Pentru că nimeni nu se ceartă singur. Renunța să vă mai certați și continua să vorbiți. Diferența este tonul. Una dintre marile probleme din casele noastre este tonul. S-ar putea să spunem adevărul, lucruri corecte, dar felul în care spunem, tonul cu care îl spunem, îl jignește și îl umilește pe celălalt. Și el se supără nu pentru ce spui, ci pentru cum spui. Spui fără respect, spui fără politețe, spui fără omenie, de parcă vorbești cu portarul de la fabrica de chibrituri. A ales fata asta și i-ai spus că e prințesă. Așa se vorbește cu o prințesă, domnule. Vrem pace în casă cu prețul cui? Vreți miere pe gratis? Frați și surori, dacă vreți să vorbim despre o viață de miere, trebuie să vorbim despre niște performanțe pe care nu le ating toți muritorii. Eu nu pot să vreau un borcan de miere doar pe cheltuiala lui Carmen. Eu trebuie neapărat să mă implic și să plătesc și eu. Dar dacă nu mă maturizez, voi fi un copil răsfățat și mionit și nemulțumit. Tot așa voi face toată ziua. Badă una, badă alta. Ba nu-mi place aia, ba nu-mi place aia, ba nu-mi place aia, ba nu-mi place aia. Păi cu domnul Goie, dacă mă știți de domnul Goie, generația mea știe de domnul Goie. Cu pălăria, cu bunica, cu mama Tanța, cu Constanța, mamaia. Ei, maturizarea este secretul, a-ți dezvolta caracterul, îți dă capacitatea să gestionezi altfel viața.
Să renunți la ceartă și să continui să vorbești. Diferența între astea două e tonul. De ce trebuie să țipi? Care e motivul pentru care țipi? Lipsă de, că vă jignesc dacă vă spun. Tot simt că vă jignesc și nu vreau să vă supăr. Dar trebuie neapărat să învățăm să vorbim, pentru că noi știm să ne certăm. Știm să țipăm, părându-ni se că dacă țipăm, impresionăm pe cineva. Nu, singurul lucru pe care îl facem e că ne certăm și venim la biserică de o viață întreagă. De ce țipă? Așa sunt eu. Păi mă schimbă-te, frate! Nu e necesar să țipăm, trebuie doar să vorbim. Pentru că noi când țipăm, și celălalt va țipa. Pentru că noi când vorbim încet, uite, faceți odată măcar de dragul meu, dacă nu de al dumneavoastră, proba asta, numai ca să vedeți dacă eu am dreptate sau nu. Când partenerul țipă și e nervos, răspunde-i cu cea mai joasă voce cu care poți să-i răspunzi. Dar nu vei putea, trebuie neapărat să fie nu pe pilot automat, ci pe manual. Trebuie să-ți impui să faci asta. Și trebuie să te ții, că imediat nervul sare să îi sări la gât, cum sare și el. Dar trebuie neapărat să te concentrezi, nu vei putea asta din prima oară, probabil că după vreo 500 de repetări o să începi să reușești. Încearcă să faci asta doar. Și o să vezi că nu o să vă mai certați, pentru că nimeni nu se ceartă singur. Soția îți dă, dumneata îi dai, soția îți dă, dumneata îi dai și după aceea vii și spui că soția e vinovată. Sau soțul e vinovat. Trebuie neapărat să renunțăm să ne certăm. Iar atunci când nu ne mai certăm, trebuie să nu mai țipăm. Trebuie să vorbim. Și al doilea lucru este să nu repetăm ceea ce am spus odată. Dacă i-am spus odată lui Carmen, punctul meu de vedere, nu trebuie să-i mai spun încă o dată că nu-i surd, aude. Dacă eu îi mai spun odată opinia mea, ea încă o dată îmi spune opinia ei. Dacă îi spun eu de 10 ori opinia mea, ea de 10 ori o să-mi spună și ea opinia ei. E asta se numește ceartă. Renunță la nevoia de a te apăra certându-te. Renunță! Informează-ți soțul și soția, odată i-ai spus cum stau lucrurile și dacă ea sau el continuă, taci. La mine, dacă eu tac, uneori tace Carmen, dacă eu tac, ea nu mai vorbește și după o oră, după două, după trei, se simte vinovată că eu am câștigat, știe că pe cheltuiala mea s-a liniștit lucrurile și vine și mă pupă și îmi spune, ești un băiat de treabă. Ea știe că noi nu ne-am certat pentru că eu mi-am asumat prețul pentru miere și am tăcut. Nu e ușor să taci, pentru că pare că ești prost. Pare că ești condus de bărbat sau de femeie. De parcă ești vinovat, cam așa sună. Dar nu mă interesează cum sună. Pe mine mă interesează mierea din casa mea. Dacă pot să aduc miere acasă, o să aduc. Asta e responsabilitatea mea. La vârsta mea, nu mai îmi trebuie dreptate în raport cu Carmen. Vreau dreptate de la 8 miliarde de oameni, dar în legătură cu Carmen, nu mai vreau dreptate. Datoria mea față de ea nu mai este să mă port cu dreptate. Nu, ea este o excepție de la natură. Vreau să mă port cu ea cu dragoste, cu bunătate și cu multă grijă. Uneori aștept 2-3 săptămâni momentul potrivit ca să-i spun ceva. Înainte nici nu știam că trebuie să-i spun într-un anumit fel. Îi spuneam pur și simplu. Dar ce e dragă asta aici? Iar ai făcut fasole! Astăzi nu mai fac treaba asta, pentru că am văzut că eu trebuie să trăiesc într-un anumit fel ca să fie pace în casa mea. Pacea nu cade din tavan, pacea e produsă de comportamentul meu și uneori, de cele mai multe ori, pacea e produsă nu de vorbirea mea, ci de tăcerea mea. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând faptul că, în general, un soț, soție, care e căpușă, nu înțelege, nu se implică, nu ajută, nu iartă, nu se corectează, nu investește, nu validează. Acesta este genul de om narcisist. Narcisistul are o imagine de sine exagerată, are o nevoie de admirație ieșită din comun
și are o lipsă de empatie față de partener inumană. Dom'le, mor lângă el și nu-l interesează. Are nevoie de o atenție ieșită din comun. Ai impresia că este o persoană cu handicap și trebuie neapărat mângâiată toată ziua. E, dacă a nimerit cineva să se căsătorească cu un narcisist sau cu o narcisistă, aici este o problemă patologică. Nu o să se schimbe niciodată, că dacă dumneata ești blond, nu te poți schimba. Dacă dumneata ai ochii albaștri, nu te poți schimba. Personalitatea umană este formată din trei componente. Două dintre ele sunt genetice și astea nu se pot schimba, că sunt genele cu care te-ai născut. Astea nu te poți duce la magazin să-i spui, ia scoate, domne, astea două gene de la bunica, că ea era așa articulată. Și punem niște gene așa, mai cum să cade. Nu, genele, asta este. Nu pot să mă duc la cineva să spun, fă-mă, domne, mai înalt, pune-mi gena aia să mai intre hormonul ăla de creștere vreo două luni. Nu se poate, asta e gena. Și a treia componentă este dobândită, adică la ea poți lucra. Care sunt cele două componente genetice din personalitatea umană? Temperamentul și aptitudinile. Temperamentul este viteza de reacție a sistemului nervos, coleric, sangvinic, flegmatic sau melancolic. Asta nu se schimbă, nici după ce ești botezat cu Duhul Sfânt, nici după ce ești ordinat și nici după ce ești numit șeful cultului. Că tot cu ochii albaștri de când te-ai născut până mor vei fi. Singura componentă este caracterul, asta se schimbă. Ce e caracterul? Suma obiceiurilor pe care le ai. Și cum se formează un obicei? Prin repetarea unui lucru. Fumezi o țigare, înainte să fumezi o țigare nu poți să fumezi. După ce ai fumat o țigare, este semn că vei continua să fumezi. Și prin repetiția devii fumător. Fumezi o țigare, fumezi două, fumezi trei, până la urmă îți e rușine să ceri și îți cumperi un pachet. Așa e cu jocurile de noroc, așa e cu pornografia, așa e cu cazinourile, așa e cu flirtul, așa e cu ce vrei. Totul începe cu o dată și la urmă se multiplică și devii dependent. Cine începe, cel mai probabil că va termina. Ce miere să mai fie în situația asta? O soție îl găsește pe soț în fața computerului uitându-se la pornografie. Păi sparge borcanul, sigur că sparge borcanul. Sau pot să vă dau 1000 de exemple, nu știu ce exemplu să-mi imaginez mai bine. Oameni dragi, o lună de miere e la pachet cu decizia de a te căsători. Orice căsătoriți, proaspeți căsătoriți, au o lună de miere. Omenia însă, caracterul, eleganța unui om, și nu mă refer eleganță ca și eleganță vestimentară, ci mă refer la eleganța caracterului, a comportamentului, poate să prelungească luna de miere. Mierea pentru Carmen este în mâna mea, e în gura mea. Mult venin am scos din gura asta. Și nu neapărat că n-am avut dreptate, dar am spus-o ca un om needucat, ca un om fără răbdare, ca un om nepocăit, ca un om care nu știu decât să dau cu bâta, care nu mă interesează de nimeni, numai eu să am dreptate, să mă impun. Mă simt bine să comand, ca așa-s narcisiștii. El trebuie să comande. Nu mai există nimeni pe pământ care să le știe pe toate. În felul ăsta nu există miere. Există doar un conflict fără sfârșit. Imaginați-vă că cineva în intersecție face un accident. Hai să vă dau concret. E o intersecție și eu trebuie să o iau la stânga. Să presupunem că nu este semafor. Sau hai să presupunem că e semafor și avem verde. Numai că în timp ce e verde și ăla care vine are verde. Și eu dacă mă duc la stânga, eu trebuie să-l las pe la care vine să treacă. Dar dacă nu-l las și trec, sau invers, eu merg drept și intru peste ăla care a luat-o la stânga în fața mea. Eu am avut dreptate, dar mor în accidentul ăla. La ce-mi folosește dreptatea dacă am murit? La ce-mi folosește dreptatea că am murit? Pe mine mă interesează viața, nu dreptatea. În cazul ăsta, la fel este cu pocăința. Oameni dragi, cred că ar trebui să ne modelăm caracterul și să nu ne concentrăm. Eu nu mai mă concentrez pe Carmen, pentru că eu nu pot controla pe ea. Carmen nu e o mașinuță cu telecomandă și eu... Nu, ea e o ființă care face ce vrea. Din fericire face ce trebuie. Dar eu pot să mă controlez pe mine.
Și eu mă gândesc, în familia asta mea, așa cum e familia mea, ce aș putea să fac mai mult? Ea acum nu mai poate să facă multe lucruri, ea făcea cumpărăturile astăzi, nu le mai poate face. Ea aducea lucrurile de jos, din basement, din, cum să zic, din partea de jos a casei. Ea nu mai poate să le aducă. Eu nu știam că există lucrurile astea și le face cineva, dar acum am aflat că trebuie să le fac eu. Ei, tot la fel, eu încep să preiau anumite lucruri care aduc pace, care aduc miere. Înainte nu le făceam, pentru că mi se părea că, ce, vrea să mă manipuleze, vrea să mă șantajeze? Nu, domne, las-o în pace, că e răsfățată. Acum nu mai pun problema așa, că au trecut 40 de ani și m-a convins că nu e răsfățată. M-a convins că mă iubește, m-a convins că e o femeie de casă, m-a convins că e o mamă bună, m-a convins că e o femeie curată, m-a convins că e o femeie extraordinară. 40 de ani mi-ajunge, m-am uitat la același film de 40 de ani. Îi știu toate detaliile. Acum nu trebuie să mai îmi dovedească nimic. Știu totul despre ea. De aceea vreau să-mi asum în plus competența mea de a aduce mai multă miere în familia mea. Că dacă aduc, n-aduc la dumneavoastră. Aduc în casa mea, aduc pentru copiii mei și aduc pentru nepoții mei. Copiii și nepoții mei mă vor respecta, nu pentru că am mâncat mierea din casă, ci pentru că am adus. Eu o să mor, dar în mintea lor o să rămână imaginea mea negativă sau pozitivă. Pe mine mă interesează această imagine. Pe mine mă interesează exemplul meu față de ei. Pe mine mă interesează influența pe care o am asupra lor, că eu am crescut fără părinți. Oameni scumpi, indiferent de vârstă, nu am venit aici să vă dau lecții. Eu nu sunt un specialist în familie. Eu sunt un om ca dumneavoastră, cu o grămadă de slăbiciuni, cu o grămadă de defecte, cu o grămadă de regrete. Însă sunt un om care nu mai mă sufăr în condițiile astea. Și Dumnezeu mi-a promis că îmi dă putere să mă schimb. El mi-a promis, dacă tu vrei să te schimbi, dacă tu vrei să faci un business, ai 1 milion de la mine. Vrei să faci un business mai mare, ai 5 milioane de la mine. Vrei să-l întregi pe Bill Gates, nu-i nicio problemă, ai 25 de miliarde de aici de la mine. Du-te și lucrează, pune-le în negoț. Dumnezeu mi-a promis că îmi dă resurse, eu doar să le aplic. Când eu vreau să mă disciplinez, să nu mai mi-apăr dreptatea și să tac, Dumnezeu îmi dă putere dacă mă concentrez. Dar să nu credeți că eu țip și dintr-o dată Dumnezeu îmi pune mâna la gură, bă, 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 bă. Niciodată n-a făcut asta. Eu trebuie să aleg să tac. Eu aleg să tac. Eu aleg să las vocea jos și să vorbesc ca un om, nu ca altceva. În felul ăsta produc miere. Sunt o mică albinuță pentru casa mea. Vreau să vă întreb, ca să încheiem sesiunea din această dimineață unde am vorbit despre cauze. Credeți că aduceți miere pentru familia dumneavoastră? Nu mă refer la bani. Bani aducem toți. Aduc și cei ce se ceartă și divorțează și aduc și cei care nu se ceartă și nu divorțează. Toți aducem bani acasă. Eu nu vorbesc despre asta, deși asta e foarte importantă și felicitări pentru lucrul ăsta. Eu vorbesc de miere în general. Sunteți niște oameni care produceți miere pentru familie? Sunteți niște persoane care puteți să înțelegeți un moment de slăbiciune al nevestei și să taci? Poți să faci asta pentru soția ta? Ea va face mâine asta dacă tu faci lucrul ăsta, că ce seamănă omul, aia va secera. Poți să faci asta pentru soțul dumitale? E într-un moment de slăbiciune, așa e astăzi. Poți să-l rabzi? Poți să taci, poți să lași vocea jos, poți să te duci să-l mângâi, poți să-i spui un cuvânt frumos, un compliment, ca acum 20 de ani, când era borcanul plin? De ce nu ne ținem de mână și astăzi? Ne e rușine de că venim la biserică ținându-ne de mână? Intenționat vin cu Carmen la de mână la biserică. Intenționat vin de mână cu ea. Dar e nevastă-mea. Pă cine vreți să țin de mână? Și ce dacă am 61 de ani? Și la 80 de ani dacă trăiesc o să mă cocoț și o să merg de mână cu ea. Păi dar e normal. Ce, vârsta e un număr. Dumneavoastră știți că noi nu îmbătrânim pe dinăuntru. Noi îmbătrânim pe din afară. Eu am vreo 27 de ani pe dinăuntru. Mulțumesc frumos.
Sper că nu v-am supărat și nici nu v-am obosit. Am vrut doar să vă spun că nu depinde de Dumnezeu calitatea familiei mele. Nici de mama săraca. Depinde de mine și de doamna mea. Dar până la urmă, nici de ea nu mai depinde. Depinde de mine. Pentru că eu sunt singura persoană pe care o pot controla. Eu dacă vreau să mă schimb, eu pot să mă schimb. Dacă vreau să vorbesc mai puțin, eu pot să vorbesc mai puțin. E adevărat că nu e ușor, dar se merită pentru singura mea viață de familist. Sunt de 40 de ani în familia asta și sunt lucruri în trecut care n-aș vrea să fie. Dar sunt acolo, ca o dovadă la cine am fost. Însă asta nu e cea mai mare tragedie. Marea tragedie este să nu fiu și acum la fel. Eu pot schimba familia mea, calitatea familiei mele, prin schimbarea propriei mele vieți, prin raportul meu la doamna mea, la copiii mei și la casa mea. Asta înseamnă că ține de mine. Da, corect, ține de mine. Dacă Carmen nu o să vrea să schimbe nimic, eu o să schimb cât va ține de mine. De ce să merg cu două roți pe geantă? Cel puțin să merg cu una, că pe aceea nu o pot schimba. Nu vreau să mă schimb pe mine doar dacă se schimbă Carmen. Nici nu mă interesează dacă se schimbă sau nu. Asta o spun dintr-un anumit punct de vedere, că nu mă interesează. Vrând să spun că numai pe mine mă pot controla și numai pe mine mă pot schimba. Nu mă interesează. Eu o să schimb ce pot schimba, adică propria mea ființă. De aceea încerc să citesc, să stau de vorbă cu oameni duhovnicești, să mă rog, să postesc, să-L implor pe Dumnezeu să mă ajute. Pentru că nu vreau să mor în rușinea în care am trăit, nici în falimentul în care am trăit, nici în nervii în care am trăit, nici în firea în care am trăit. Vin și vă învăț pe dumneavoastră și eu mă întorc acasă și răgnesc ca un leu. Sigur că am putea să vorbim până mâine, dar mă gândesc că este suficient și ați fost niște viteși că ați răbdat așa de mult, fără pauză, să mă ascultați. Închei invitându-vă să vă gândiți la lucrul ăsta. Credeți-mă, fiecare dintre noi ne putem schimba să fim alți oameni. Recomandarea mea este, gândiți-vă și la ce spune partenerul, că s-ar putea să aibă dreptate. Eu am crezut că felul în care văd eu lucrurile este drept, iar Carmen n-are dreptate. Astăzi am o mare admirație față de această femeie. N-am iubit-o niciodată ca acum. Și altădată era frumoasă și sănătoasă. Nu că acum n-ar mai fi, dar e ca acum. Atunci când un om se schimbă, el schimbă tot ce este în jurul lui. Dacă e rău, răutatea curge din el. Dacă miroși usturoi, nu poți să miroși. Dacă mănânci usturoi, nu poți să miroși acea apă. Și nici a parfum. Te rog, gândește-te astăzi. Și hotărăște-te să te schimbi, hotărăște-te să te maturizezi practicând disciplinele spirituale. Citește consecvent Biblia, nu ca pe o obligație. Dacă bagi în burtă mâncare, bagă și în inimă niște scriptură. E hrană la fel. Postește, roagă-te, participă la un grup de studiu biblic restrâns în care să te adâncești în înțelegerea scripturii, du-te ori de câte ori poți la o întâlnire de rugăciune, postește cel puțin o zi pe săptămână și nu uita, ori de câte ori va fi un conflict, spuneți punctul de vedere o singură dată și taci. O să vezi că o să fie tăcere în casă. Și renunță la nevoia de a avea dreptate. Nu-ți folosește dreptatea la nimic. Este pur și simplu ambiția de a nu te lăsa. Asta înseamnă fire și un om neschimbat. Asta nu înseamnă naștere din nou, nu înseamnă nici maturizare spirituală, înseamnă un om vechi care se luptă pentru a dovedi că el e mai deștept decât nevastă sa sau decât bărbatul său. V-am vorbit prea direct și mă gândesc că să nu vă fi supărat.
Însă mi-am deschis sufletul și am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, nu neapărat din experiența mea, că experiența mea nu e mai bogată decât a dumneavoastră, eu sunt doar un om. Dar am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile astea sperând că poate contează un pic pentru cineva. Mă rog lui Dumnezeu să aveți borcanul plin în fiecare zi cu miere și să faceți orice efort pentru a fi miere acasă. Fiți sinceri, cu cât efort duceți pâine acasă? Cu cât efort cumpărați la copii anumite lucruri de care au nevoie? Cu cât efort vă plătiți chiria și vă schimbați mașina? Cu multă muncă, cu mult efort. Doar lucrurile materiale sunt importante pentru dumneavoastră? Asta e singurul lucru pe care îl puteți produce în lumea asta? Dumneavoastră care sperați să ajungeți în cer? Dumneavoastră care vorbiți despre neprihănire? Dumnezeu să vă binecuvinteze!